În acest weekend, în municipiul Câmpina, va avea loc pentru prima dată un concurs de înot pentru copii intitulat Cupa Contratimp. Competiția este una atipică, având în vedere că vor fi și probe de 100 de metri. Toți participanții vor primi ceva din partea noastră, mai ales, bineînțeles că vor fi motivați, mai ales că trebuie să amintesc, la premiere o să o avem invitată pe lângă Corina Ungureanu, care face parte din echipa organizatorică, pe Simona Tomele, care este doctorant la Facultatea de Educație Fizică și Sport de la Universitatea Transilvania din Brașov, care este câmpineancă. Unul dintre cei trei organizatori ai evenimentului este Octavian Postolache, care este și instructor la bazinul didactic din Câmpina. Acesta spune că interesul față de înot este în continuă creștere în municipiu. Interesul este suficient de mare în situația în care Câmpina nu este numai o tradiție în acest sport. Înotul este perceput ca un sport, ca mișcare. Eu unul l-am văzut foarte mulți părinți, foarte mulți copii, cel puțin în vara aceasta, care au vrut nu doar să învețe să înoate, au vrut să aibă o continuitate. Nu putem să facem o comparație între orașele mari, între orașele cu tradiție, pentru că deocamdată acum se va dezvolta înotul în Câmpina, cu siguranță. Încet, încet o să apară primii campioni, deja suntem aproape și noi și alte cluburi din Câmpina. Echipei organizatorice li s-a alăturat și Corina Ungureanu, fostă campioană mondială la gimnastică. Important e că vorbim de sport. Este foarte adevărat că, din punctul meu de vedere, înotul este sportul de bază. Înotul și poate atletismul și gimnastica sunt sportul de bază în care pot fi practicate de toți la orice vârstă. Mai ales că avem un bazin așa frumos aici, de ce nu o să fie promovat și organizat astfel de programe pentru toți locuitorii din Câmpina și nu numai. În cadrul Cupei Contratimp s-au înscris 118 participanți din întreaga țară. Reuniunea aceasta a înotului cu gimnastica și cu Pro Câmpina este benefică nu numai în interesul copiilor, ci și al comunității câmpinene. Noi promovăm bazinul didactic, promovăm orașul nostru și sperăm ca această cupă să aibă cât mai multe ediții.